la indicatori se observă și acest evident. Cel mai interesant ar fi consumul de energie electrică. Deci aici sunt raportați la kilometru și e foarte important, fiindcă extinderea sistemului de iluminat presupune și o creștere a serviciului către comunitate, dar raportând pe kilometru se observă o diminuare convingătoare. Atenție cu creșterea calității iluminatului. Încă un aspect foarte interesant, când se pomenește de LED, se discută de eficiență energetică, de eficiență specifică, dar încă un parametru este calitatea aparatului de iluminat și aici aceleași LED-uri, aceeași gamă de aparate de iluminat. Din curbele de distribuție a intensității luminoase se observă diferențe foarte mari. Iată aici un aparat gândit mai mult spre parcări, spre zone extinse, în timp ce pentru stradal se observă o distribuție specifică mult mai aproape de distribuția ideală. Deci încă un caracter, încă un aspect foarte important. Tendința în dezvoltarea LED-urilor, mai ales cadrul legislativ, n-am să-l mai dezvolt. O vedere de ansamblu asupra surselor de iluminat. LED-ul cu 2% în 2010 se vede cât de puțin era atunci implicat, dar între timp saltul tehnologic a fost mult mai clar și s-a schimbat total, această proporție, LED-urile câștigând teren din ce în ce mai mult. Într-un clasament e foarte important de știut, dacă analizăm eficiența diverselor surse, găsim LED-ul undeva la un loc fruntaș, nu e cel mai eficient. Iată, lampa cu sodiu cu presiune scăzută încă rămâne campioană, dar e o raritate, cel puțin în țara noastră nu o să o găsiți. Ce e important la această caracteristică a LED-ului, care nu pare cel mai performant chiar la ora actuală, mai trebuie să adăugăm eficiența globală a aparatului, deoarece față de celelalte aparate clasice, să le spunem, unde apar reflexii, apare un aparat optic suplimentar, aici LED-ul poate fi utilizat și emite doar unidirecțional, mai poate apărea o lentilă și trecerea de flux luminos este mult mai redusă. Deci, pe ansamblu, după cum o să vedeți, eficiența este mult mai mare decât se arată aici. În privința proiectării, iată ideea că lumina nu mai suferă reflexii și de aceea eficiența generală este mare. În privința costurilor și a eficienței, este foarte important cum se raportează eficiența energetică la nivel de LED, la nivel de aparat de iluminat, incluzând driverul. Deci întotdeauna cifrele acestea trebuie privite cu maximă atenție. Schema electrică nu ridică probleme deosebite, dar în privința fiabilității, când se discută de cele 50.000 de ore sau peste, partea de driver, partea de sursă ridică semne de întrebare, deci calitatea componentelor și testele la care sursa trebuie să răspundă sunt extrem de importante și de cele mai multe ori punctul slab al aparatelor de iluminat cu LED reprezintă tocmai această sursă. În privința implementării surselor de iluminat funcționând pe surse de energie regenerabilă, sursa aproape clasică și îmbrățișată de foarte mulți investitori, aproape fără a se fără a fi contestată, da? Deci e o soluție evidentă, panou fotovoltaic, încărcare,
baterie de acumulator și sursa de alimentare pentru LED,